Организаторы гламурного мероприятия, которое по сути было благотворительным, заставили девушек дефилировать в коктейльных платьях, а мужчин в строгих костюмах. Пили в этот вечер дорогие напитки, баловали себя изысканными сладостями. И все это для того, чтобы помочь маленькому ангелу 6 лет. Ситуация Анастасии Ейлоной, диагноз ДЦП, парализия инфантилы. Диагноза стала, но один, но янши опусть. Купил гривмерчи, грив барбешти. Купиди вырстає, едем у меркла шпалы, да ен пила градиницы. Есть у нее вимимент картабил, кари сен тимпло датан луна, дяще нвещи фэшн брекфаст, дюнде саприладе Мария Британия. Femeile în fiecare lună donau o parte din banii lor orfelinaților. În fiecare lună vom încerca să donăm la fel copiilor o mică speranță pentru a trăi, pentru a vedea viața vesel și frumos. Mie mi se pare mai corect că ar fi acești bani care investește în așa o seară pompoasă, mai bine să îi dai acele fetițe. De asta și vorbeam Cătălina, ambele nu ne-am așteptat să fie atât, chiar și nici nu am reușit să ne îmbrăcăm, să fim în rând cu lumea, dar poate trece seara și așa. Для Анастасии нужно собрать 12 тысяч евро, чтобы она смогла отправиться в Израиль на лечение. И, к сожалению, этих денег у ее родителей нет. Am înțeles că acolo mai efectiv decât la noi. Toți cine dorește să creeze și să dorească o speranță, desigur că punem bani plic și dăruiește speranța copiilor. Noi, interpretele, vom cânta în susținerea acestui eveniment și în susținerea colectării banilor. În măsura în care o suntem, o să fim alături de cei care au nevoie de noi, poate și cu un sprijin financiar și cu un sprijin moral. Наши звезды пришли на этот вечер не просто с песней, но и со словами поддержки, в которых Настенька как никогда нуждается. Eu îți doresc să-i mut curaj, să nu uiți să zâmbești. Probabil ai avut mai puțin noroc decât alții, dar să știi că Dumnezeu le compensează pe toate. Și înseamnă că în viață îți va merge de 10 ori mai ușor și vei avea mai mult noroc decât alții muncesc la acest capitol. Vreau să doresc de tot sufletul meu să fie sănătoasă, fie ca Domnul să aibă grijă de ea și fie ca toate necazurile care s-au bătut peste ea să treacă ușor, așa, să îi leie Domnul cu mâna și să fie fericită în viața asta.